Salutare tuturor și bun venit la un episod din Weekly Item. De data aceasta avem Crankshot pe show pentru 600 de gol și merită. Doar cumpărați-l pentru că apare în ultima perioadă recent, dar apare destul de des și merită oricum să-l aveți acolo dacă l aveți de câte mai multe ori. Sunt doar 600 de gol până la urmă. După defenderul nu merită, e mai ales Mili, o să moară direct în misiune de power mare, nu merită deloc. După, cumpărați toate legendările Flux, pentru că astea te ajută cu adevărat și merită foarte, foarte mult. Vă trebuie 10.000 de Flux legendare în acest joc. Bine, per total, dacă vă trebuie maxim 1.000 în toată cariera voastră, depinde cum vreți să jucați acest joc. După, Foot Fit Ken merită, este un erou cu movement speed și dacă vreți faceți un loadout de viteză, acest erou ar merita, dar mai bine luați gratis din misiuni și așteptare decât 1000 gold. Sau dacă aveți foarte mult gold, cumpărați-l, dar dacă aveți sub 10.000, 20.000, 30.000, chiar nu merită. Copper Tsunami, armă slabă, nu merită. Acești doi survivor merită 500 de gold pentru 200 de manuale de survivor. Merită de fiecare dată pentru că goldul faceți, survivorii manualele nu. Imediat o să revin și la evolution materiale, dar până atunci eu o să cumpăr Epic Flux și Rare Flux. Voi să nu luați asta doar dacă sunteți colecționari și vreți să aveți cât mai multe din acestea. Rare Flux nu vă ajută deloc, chiar nu merită deloc, dar Epic Flux să zicem că mai... Puneți un item albastru, epic, dar recycle pentru manuale pe survivor, să creșteți în power și chestii de genul. Dar altfel nu merită. Și ripăricuri merită de fiecare dată. De fiecare dată, trebuie sute de mii și aici nu glume, sute de mii de ripăricuri. Când schimbați spărcurile, când upgradați spărcurile, chiar vă trebuie o grămadă. Și în loc să cumpărați rar și epic flux, cumpărați uncommon per cap și rar per cap. Ăsta merită pentru 1625 de gold, aceste două, decât rar și epic flux. Evoluția materialele nu merită deoarece aceste 5 evoluții materiale, bine, acum săptămâna aceasta sunt 5 extra Storm Shark, dar de obicei doar 1. Nu merită deoarece puteți luați gratis de misiuni, doar jucați la misiuni și în loc să dați 400 pe 80 puncte de overbrain, puteți că jucați o misiune, luați peste 80 de puncte de overbrain și luați și gold. Și asta vă ajută mai mult. Singura dată când puteți să cumpărați de pe shop e că aveți nevoie neapărat de 10 line bottle. Atâta. 100 odată pentru 10 line metal merită. Dar dacă vreți să le luați pe toate de fiecare dată, nu merită. Singura diferență e că misiunile durează, aici le cumpărați instant și puteți să le aveți direct. Dar nu merită foarte mult gold degeaba. Cumpărați ce am zis până acum, vedeți ce faceți și ne vedem data viitoare la următorul episod din Weekly Shop.